Îngeri în cămin. În Psalmul 91, cu versetele 11 și 12 citim: Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Îngerii lui Dumnezeu veghează asupra noastră. Pe acest pământ sunt mii și zeci de mii de soli cerești însărcinați de Tatăl să-L împiedice pe Satana să obțină vreun avantaj asupra celor ce refuză să meargă pe calea răului. Și acești îngeri care îi păzesc pe copiii lui Dumnezeu de pe pământ comunică cu Tatăl din ceruri: Feriți-vă să nu defăimați pe niciunul dintre acești micuți, a spus Hristos, căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc pururea fața Tatălui meu, care este în ceruri. Matei 18:10. Cu greu realizează vreunul dintre noi că îngerii sunt în jurul nostru. Iar acești îngeri prețioși, care slujesc celor ce vor fi moștenitori ai mântuirii, ne salvează din multe, multe ispite și dificultăți. Întreaga familie cerească este interesată de familiile de aici, de jos. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru acest interes manifestat zi și noapte față de noi. Îngerii aud cuvintele nerăbdătoare și aspre rostite în casele noastre. Vrei tu să găsești în cărțile cerului o înregistrare a cuvintelor nerăbdătoare și pasionale pe care le-ai rostit în familia ta? Nerăbdarea îl aduce pe inamicul lui Dumnezeu și al omului în familia ta și alungă îngerii lui Dumnezeu. Dacă rămâi în Hristos și Hristos în tine, nu poți să rostești cuvinte furioase. Tați și mame, vă implor de dragul lui Hristos, fiți amabili, tandri și răbdători în casele voastre. Atunci, lumina și soarele vor intra în casele voastre și veți simți într-adevăr razele luminoase ale soarelui dreptății strălucind în inimile voastre. Absența atracției Duhului lui Dumnezeu este cea care lasă casa într-o stare întunecată, nefericită. Casa ta ar trebui să fie un sanctuar binecuvântat, unde Dumnezeu să poată intra și unde sfinții Săi îngeri îți pot sluji. Dacă nerăbdarea și nemulțumirea se manifestă în cineva față de altcineva, îngerii nu pot fi atrași în casa ta, dar unde rămân dragostea și pacea, acestor ființe cerești le place să vină și să aducă și mai mult din influența sfântă a casei de sus. Părinte Ceresc, îți mulțumesc pentru că îngerii vor să locuiască în casa mea. Fă-mă demnă de acest lucru. Ajută ca vorbirea mea, comportarea mea să nu te întristeze și să nu-i îndepărteze. Fii slăvit și lăudat. Amin.